Salutare toată lumea și bine m-am regăsit la un nou episod de Mafia 2, episodul cu numărul 2. De data aceasta am rezolvat bugul acela cu viața, deci acum nu mai avem nicio problemă, nu se mai se duce viața. Am căutat foarte mult pentru acest crack, am căutat în jur de 5 minute, deci apreciați-mi efortul și dați acolo un comentariu cu sugestii pentru ce jocuri ați vrea să mai joc. Să mai sumut pe al doilea monitor OBS-ul ca să pot și eu să văd ce dracu filmez, așa. Bă, deci fraților, o să merem să ne îmbrăcăm în ceva, mai probabil în geaca noastră clasică și haideți să jucăm un pic microfonul de pe trept. Ce dracu, mă. Nici măcar nu e un microfon, e un webcam care îl țin la gură. Mă rog, nu contează. Da. Actually, looks like I won't. Joe's taking care of it for me. Joe. Joe. You want to get into trouble again? Mama, would you rather me go back and get shot again? Exactly. Asta de parcă știe ce fac eu aceea, chestii cu mafiot, cu șeturi, cu d-alea. Da, da, da. What the fuck, ce față are. Lol. Așa. Din câte știu eu, în povestea asta o să moară maica mea, sau ceva de genul. Bine, nu o să moară maica mea reală, o să moară cea din joc, nu? Presupun și eu. Asta nici nu pune mâna pe ușă când o închide, lol. Ciudat jocul ăsta, rău. S-a auzit ceva un pomnet, mă rog. Hai să vedem. O să vreau să-mi iau o jachetă, dar nu cred că o să reușesc, că am de avea $27. I'm sorry. I don't care. You'll get the money. I promise. What the hell's going on here? Opa. You mind your business, asshole. Oh, yeah? Mă vine cu degetul, uaaa, el venea cu degetul la mine, i-am băgat un cap în gură. Te vine, mă, ce pumigol dau, ia mă, vină. A, a, skinny don, da, 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 uite, nu ce șmecherii, doar să te sperii cu șmecheriile mele, a, a. Ce făcuși, mă? Pe ăsta l-a bagă în perete, nu mai poate, gata, își blâc direct cap de perete. Nu mai poate să racu, aoleu, stai că-mi dă și el. Bă, dar mă miră așa, nici jole, dai pum, frate, și nu mă. I-ai dat, i-am dat aici la pum, se ridic, el n-are treabă, dau doi pum de aia mai. Teach this idiot a lesson, ok. Hai să vedem. Bă, ăsta nu moare, mă, am dat deja la pum, mori, mă, de naiba. Aha, zbuf, direct. Bă, mi-am place că la asta eu zbura numai sânge, jocul ăsta nu e realistic deloc, bine, ca celelalte jocuri de fel. I-am băgat la pumni, de, i-am spart nasul, mă, cât sânge o zbura și tot, n-avea nimica, n-avea nimic sânge, nimica. Skip. Deci ce trebuie să facem acum e să mergem la aici, go to Joe's place, ok. Hai să mergem la place-ul de Joe. A, știu că putem să-mi cumpăr haine, hai să mergem să ne cumpărăm haine. Dar, bă, știi ceva, hai să respectăm misiunea, luăm altă dată hainele, când mai facem și noi hainele la $27. Ufa, oh shit. Și m-am dus. Stați băieți că mi-a picat microfonul. Webcam-ul de fapt m-a picat. Sunt un idiot de proporții colosale. Așa, mi-a picat. Stați-mă, bă, pus-i fur mașina la asta? Bă, stai că e poliția, lol. Așa, mi-a picat microfonul. Ok, bag un pumn la asta. Aoleu, stai, nu vreau să fac chestia asta, vreau să-ți dau direct un pumn. Nu se poate, nu-i ca în GTA. Dă-l oricum luăm ăsta, stai așa să-l lua pe ăsta. Rip. A, bă, du-te la aia, trebuie să bala asta picioare în gură ca să moare, gata, hai, ceau. Așa. Dar nu mai pot să scap din bătaie toate ce te băga, știți? Și de asta n-a sunat jocul ăsta. No! Ce-a făcut? Fuck! Nu, nu m-am bătut. Nu m-am bătut, jur că nu m-am bătut. Jur că nu m-am bătut. Da, și n-are rost, hai să-i plătesc amendă, că n-are rost. Da, știu, mai ai văzut că m-am luptat. Nu am niciun ban, pur și simplu ies că nu vrem nicio problemă, ok. Destul de easy, dacă ar fi așa și în viața reală, să-i bagi 10 pumni la unul în gură să-l omori și să zică ăla că nu vrea nicio treabă, ar fi șmecher, m-aș apuca să mă bat cu lumea pe strada lor. Excuse me, ma'am, do you know where Joe Barbro lives? Ma'am, e cel asta, mama, ok. Ce față are, lol. Săracul ăsta se uită la ce cu cerșitoarea asta, mă. Jocul ăsta e ciut. Oh my god, nu, te rog, nu-mi spune. Te rog, nu. Te rog, nu.
Poate mi-au strike pe... dacă le arată curul astea și ce mai le arată dacă mi-au strike, nu știu ce fac. Dar nu cred că le arată. Dacă dați report, sunteți niște țigani răi de tot. Da, hai să dăm skip. Dacă îmi dați, trebuia să dau skip de la început, dar... Prost. Da, dacă dați report pentru conținut ofensiv, măcar dați report la urmă pentru limbaj ceva, să-mi controleze. Bine, oricum toți uite la videoclip. Stum? GG. Mă știu că... O joc cu lumina. Giuseppe. Giuseppe del Papato. Hai, te duci primul. Besides the usual, you know, find a nice girl, settle down. Whoa, hey, there's gonna be plenty of time for that shit later. Ce naiba, bă? Așa, dă-te la o parte, tata și într-o ochi. Salut, frate, ce faci? Unde merem, aci? Ah, aci. Ok, deci eu închis imaginea și repornit-o. Habar nu am. I was driving almost the whole time I was over. What the hell is a Jeep? Never mind. You gonna let me drive or what? All right. Here's the keys. Just be fucking. Here's the keys. Direct, dar mai băgăm mașina în toți pereții. Stați, mă, nu știu dacă mă au bine sau nu. Abar nu am, n-am nicio idee. Dar o să fac așa. I know, Joe. Okay, now make a right here. Then just go straight for. Merem. Ah, dar nu-i departe deloc. Stați numai un minut, lăsați-mă să-mi pun chestia asta. Nu. Așa. Temperatura. Să-mi las aceeză și o temperatura am, pentru că sunt temperatura de 70 de grade la calculator, pentru că mai am probleme cu coolerul de nu merge. Se oprește pur și simplu și după aia se încălzește foarte tare calculatorul și se poate arde ceva. Deci a 52 de grade, dar deodată a ajuns și la 100 aproape, deci nu vreau să risc nimic, așa că o să rămânem așa. Chiar primul episod s-a uploadat? Da, primul episod s-a uploadat și chiar are și 4 vizuri deja. Facem bani, glumeam că nu fac niciun ban de pe urma voastră, decât vreo 2 milioane de euro pe videoclip. Foarte, foarte puțin. Deci unde trebuie? Nice. Stai. Skip. Visit Giuseppe, hai să-l vizităm pe Giuseppe. Giuseppe, papa. A, eu trebuie să intru primul, mersi. Apreciez. Ce față are lor? Jocul ăsta. Stați, nu mai văd decât timp filmez. Perfect. Ce? We need to set a lock fix. That we do. And guess who's paying for it? Așa, cine le plătește? Ghicește că eu le-am plătit. Ce frumos. You can test it right now. Here. Take this lock. You just need to insert the pick into the lock and lift all the pins. Use the wrench to hold the pins one by one. Yeah. Unde? Ah, acolo jos. Ah, când apare cu verde, putem să dăm E și se deblochează chestia asta. E bun, e bun. Okay. You still feel like staying in that car? Kidding me? Absolutely. Here's your chance. I said hold pickup. Yeah.
Perfect. Ce, mă? Ce ai zis, mă? Tu te dracu de polițist prost. Ai văzut greșit, n-ai văzut pe cine. Trebuia să-l calc, mă, nu să-l las să-mi vadă numărul. Mi-a văzut numărul de la că Roger de aia, păi știu că trebuia să-l calc. Aoleu, stai că mașina de poliție în fața mea, o să iau la dreapta. Oh, ce fraier, s-a bușit. Și aș aprecia dacă aș închide melodia aia, pentru că nu risc nimic. Radio. Da, fraților. Suntem Quantic. Vizită Body Shop. Ai, că nici nu mi-am bușit mașina. Bă, duceți-vă dracu, bă. M-am bușit de toate mașinile. Nu. M-au văzut, bă, ăștia mă văd de la un kilometru distanță, mă. Aole, stai că mai am... Băi, calc polițistul ăsta. Îl calc. Dacă scoate... Dă-te în morți, mă, discos pistolul, dă-te dracu de idiot. Shoot this asshole. Ah, uite aici e battery shop-ul ăla. Hai repede să intrăm, și am intrat. Este, mă. Să nu spui că o să mă pun să repar mașina pentru că o să mă duc în Paris. Change the plate. Gata, buy the plate. Dacă aș și repara mașinuța... Ah, am reparat-o pe gratis. Ce frumos! Mi-am reparat mașina pe gratis. Bine, cred că o plătit ăla pentru mine, grasul. Băi, tot una. Am reparat-o. Bruschi. Mergem la Bruschi. Who's that guy back there? What guy? The guy at the body shop. Oh, Tommy. He's my buddy's nephew. He's kind of quiet, but let me tell you, the kid's some hell of a dancer. Când ajungem la Bruschi, o să încheiem episodul pentru că deja filmam de 14 minute, da, 12 minute filmam, de fapt, da, eu sunt chiar mai de fel. Deci o să încheiem episodul pentru că deja filmam de... Bă, glumești, întoarcem, așa, perfect. Eu o să fac episod de gen cu jocuri, în general, de 15 minute maxim. Pentru că deja devine plictisitor să uiți la un videoclip în continuu de 40 minute cum postează alții, nu știu, zic eu, eu sincer nu mă uit la videoclipuri de genul, eu mă uit la un videoclip de maxim 15 minute cu gameplay, nu vreau să mă disper, să mă uit 50 de minute, am văzut unul care postează și 3 ore de gameplay, vrat, cine se uită la tot episodul, ești nebun. Mai sunt ăștia disperați care, bine, nu disperați, dar se pun pe telefon noaptea, că mai am un prieten care se pune pe telefon sau pe tabletă noaptea în pat, și își pune un videoclip de la 4 ore, se uite la tot, mă, la tot. Dispera, bine, se uite și la mine pe YouTube, deci salut! Salut, Alex! Ai, de capul meu. E coleg de clasă cu mine, Alex. Salut, Alex, dacă te uiți la video, nu cred că stai, dar mă rog. Te prind eu la școală și te bat. Nu te bat, că ai 1.70. De fapt, nu știu dacă are... Bă, nu știu ce înălțime are, dar... Știu că anul... No, uite ce am făcut. Anul trecut avea 1.70 spre 1.80. Am cred că are 1.80. Înălțime. Bine, adevărul e că... Întoarce ăla la tine, are o față de bagă, două... Adică are o față de așa periculoasă. Tu uiți la el, are... Mai puțin și crește și mustață, știți? Mamă, și cum se uită ăla la tine, te face... Ți ies draci din tine, în plâne. Glumeam deja. Deja lăudăm prea mult pe Alex. Hai să dăm skip. Da, deci ne oprim aici cu episodul. Sper că v-a plăcut, bă, fraților, acest episod mirobolan de Mafia 2. Eu mă întind pe aceea pe scaun. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye.